Astăzi vom vorbi despre misterioasa națiune sihastră numită și Republica Populară Democrată Nord-Coreană pe măsură ce vom enumera 10 lucruri care se vor întâmpla când Kim Jong-un va muri. Din moment ce foarte puține lucruri sunt cunoscute cu privire la aplicarea corectă a sistemului politic din Corea de Nord, cea mai mare parte din această listă este speculativă și bazată pe trecutul totalitar al statului. La fel ca în cazul oricărui dictator decedat, mă aștept să fie foarte multe răsturnări de situație și revolte. 10. Ar fi ținut secret pentru o vreme Când tatăl liderului suprem actual, Kim Jong-il, a murit în luna decembrie 2011, mass media de stat a raportat situația la două zile sau mai exact 51 de ore mai târziu. Ei au ținut moartea acestuia în secret ca rezultat al jocurilor politice. În tot acest timp au fost aleși membrii cortegiului funerar, printre care și succesorul său. Ne imaginăm că urmările morții lui Kim Jong-un vor fi similare. Când noii lideri vor fi pregătiți să anunțe moartea acestuia, vor fi informate agențiile guvernamentale, unitățile de lucru, școlile și liderii militari că va avea loc un anunț important. Apoi, la fel ca atunci când Kim Jong-il a decedat, anunțul va fi făcut public de centrul de televiziune nord-corean, iar prezentatorul de știri va fi îmbrăcat cu haine tradiționale negre coreene pentru a marca doliul național. 9, națiunea va plânge dramatic. După cum am văzut în 2011, nordcoreenii au fost pierduți atunci când fostul lider suprem a murit. Într-un stat dictatorial, liderul țării are statutul de divinitate. Când fostul lider a murit, oamenii au plâns pe străzi timp de săptămâni și ne imaginăm că la fel vor sta lucrurile și atunci când Kim Jong un va muri, dacă va rămâne la putere până atunci. Foarte mulți oameni pur și simplu cădeau în genunchi și jeleau liderul suprem decedat. Dacă ai fi vizitat Corea de Nord în acea perioadă, ai fi auzit la orice colț de stradă plânsete. 8. O înmormântare uriașă La fel ca în cazul lui Kim Jong-il, va avea loc o înmormântare uriașă. Cel mai probabil, trupul neînsuflețit al lui Kim Jong-un va fi expus o săptămână în Palatul Memorial Kumsusan Susan, conform tradiției nordcoreene. După o săptămână sau 10 zile va avea loc în mormântarea liderului sau după cum se numește în Corea de Nord ceremonia de despărțire. Oamenii vor ieși în stradă de dimineață și se vor organiza în coloane, după care va urma un salut prin salve de artilerie și 3 minute de liniște. Indiciile despre cine va fi următorul lider suprem vor fi cel mai probabil evidențiate în timpul înmormântării. De exemplu, atunci când tatăl său a murit, Kim Jong-un se afla în fața celor 233 de oameni aleși să participe la cortegiul funerar. 7. Corea de Sud va fi în alertă. La fel ca atunci când Kim Jong-il a decedat, armata Coreei de Sud va fi pusă în maximă alertă. Cel mai probabil, președintele Coreei de Sud din acea perioadă va anula orice altă acțiune și va concentra toată forța militară asupra vecinilor din nord pentru că menținerea stabilității peninsulei coreene va fi pe primul loc. 6. Evenimentul va ține prima pagină a ziarelor internaționale și va fi subiectul multor dezbateri. Chiar dacă decesul oricărui lider național din lume este o știre importantă, din cauza naturii politice a Coreei de Nord și cultul personalității din jurul lui Kim Jong-un, decesul acestuia va fi un eveniment extrem de important și totodată cerut de public. Politicienii din toate colțurile lumii vor fi cu ochii pe situația politică din acest stat, de frica revoltelor care ar putea destabiliza țara. Chiar dacă cel mai probabil China își va arăta condoleanțele, majoritatea țărilor nu vor avea cuvinte frumoase de spus despre Kim Jong-un. 5. Posibilitatea unor atacuri nucleare În timp ce acest lucru nu este o certitudine, cunoaștem faptul că Kim Jong-un și-a petrecut foarte mult timp și energie cultivând arme nucleare. Știm că liderul Coreei de Nord a fost destul de paranoic și a amenințat în mod regulat țările vestice cu arsenalul său nuclear. Cine poate spune cu certitudine că ultima sa dorință de pe patul de moarte nu va fi lansarea rachetelor nucleare? Dacă astfel vor sta lucrurile, atunci Corea de Sud, Japonia și statul insular Guam, aflat în administrarea Statelor Unite, sunt în mare pericol. Dar, desigur, cine poate cunoaște cu siguranță distanța pe care o pot străbate armele nucleare ale Coreei de Nord? Poate că Europa, Statele Unite, Australia și alte state îndepărtate vor fi în mare pericol de asemenea. 4. Ar putea reprezenta sfârșitul dinastiei Kim? Din nou, nu suntem siguri în totalitate dacă evenimentele vor decurge astfel. După cum stau lucrurile în prezent, nu există niciun succesor al lui Kim Jong-un care să conducă Corea de Nord în viitor. El este suspectat că și-a asasinat fratele mai mare în aeroportul internațional Kuala Lumpur și, desigur, fratele său nu este singurul membru al familiei care a avut parte de o moarte suspicioasă. Dacă Kim Jong-un vrea ca dinastia începută de bunicul său să supraviețuiască, el va fi nevoit să stabilească de pe acum cine va fi succesorul său de drept. În prezent, copiii săi sunt foarte tineri și nu ar fi potrivit să ia locul de lider suprem al statului, dar desigur, în ciuda problemelor de sănătate, chiar Kim Jong-un însuși este destul de tânăr. Deci, până când va muri unul dintre copiii săi, vor fi pregătiți să ia locul în teorie. Totuși, dacă moare în prezent, vor avea loc foarte multe lupte politice interne și asasinări. 3 ar putea fi instaurate legi colective când Mao Zedong, fostul lider comunist al Chinei, și Iosif Stalin, fostul lider comunist al Rusiei, au murit, cetățenii Chinei și ai Rusiei au optat pentru instaurarea legilor colective, ceea ce era mai bine pentru țara lor pentru că a fost înlăturată megalomania arătată de foștii lideri. Este posibil ca membrii guvernului Kim Jong-un să cadă de comun acord pentru numirea unui conducător, începând propria linie de succesori. Totuși, dacă un succesor nu va fi numit de liderul suprem actual, cea de-a doua idee prezentată în acest subpunct va deveni cel mai probabil realitate. 2. Corea de Nord s-ar putea prăbuși. Practic, fără Kim Jong-un la cârmă, Corea de Nord se va nărui. Dacă ordinea politică nu va fi restaurată rapid, țara se va scufunda într-un război civil. Nimeni nu are o idee concretă despre opinia coreenilor de nord cu privire la propria țară și regimul în care trăiesc. Mulți oameni pot fi nemulțumiți, iar în acest caz putem presupune că acela va fi momentul oportun pentru cetățenii ce caută să părăsească țara. Din nou, dacă ordinea politică nu va fi restaurată, atunci alte națiuni vor intra în scenă, ceea ce ne duce la numărul 1. 1. În cele din urmă, probabil cea mai bună urmare a morții lui Kim Jong-un ar putea fi unirea Coreei. Au fost mai multe încercări șuate de reunificare a statelor coreene în trecut, cu toate că cele două națiuni au culturi complet diferite. A avut loc și un marș al reunificării Coreei la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2018, deci poate totul este posibil. Din punct de vedere politic, se pare că tocmai acest lucru și-l dorește Corea de Sud, deși va provoca multe tensiuni între Statele Unite, Uniunea Europeană, China și Rusia, pentru că toate vor tânji să aibă influența asupra regiunii unificate. Acestea sunt 10 lucruri despre care noi credem că se vor întâmpla când Kim Jong-un va muri. Voi ce credeți, ce va urma după moartea liderului? Vă așteptăm părerea în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!